Medicii din țara noastră vor face stagii gratuite în instituții medicale din Turcia. Potrivit Ministerului Sănătății, instruirea se va desfășura în cadrul unui nou program de colaborare, care urmează să fie semnat între Ministerele Sănătății din Moldova și Turcia. Planul de acțiune între Ministerele Sănătății din Moldova și Turcia va fi implementat în perioada 2017-2020. Documentul prevede instruirea medicilor în domeniile asistenței medicale, prespitalicești, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, endovasculare și ortopedie. De stagii vor beneficia și specialiștii în sănătatea publică. În prezent, Ministerele Sănătății din Moldova și Belarus colaborează în domeniile controlului calității preparatelor medicamentoase, recunoașterii reciprocă a protocoalelor tehnice și medicale de laborator și a certificatelor igienice a mărfurilor. Proiectul Agricultura Performantă în Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, propune apicultorilor și exportatorilor de miere granturi în mărime de 250-400 mii de lei pentru procurarea unor recipiente uniformizate utilizate la colectarea mierii, destinate procesării și comercializării pe piața internă sau cea externă. Suportul financiar va permite îmbunătățirea condițiilor de igienă, păstrare și transportare a mierii. Grantul acoperă 60% din costul containerului. Cererile pot fi depuse până la 22 iunie. Pentru un acces mai mare pe piața Uniunii Europene, producătorii și exportatorii din Moldova trebuie să respecte standardele europene. Un impediment pentru apicultorii moldoveni este respectarea standardelor de către exportatorii care folosesc containere nestandard pentru transportarea mierii. În prezent, mierea este colectată în căldări sau recipiente de aluminiu sau plastic care influențează calitatea mierii. Proiectul USAID va permite apicultorilor moldoveni să treacă la containere de calitate. În Moldova se produc anual aproape 4.000 de tone de miere. În ultimii 10 ani, exportul de miere a crescut de 12 ori.